Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. Au fost momente de groază pentru locuitorii unui cartier din Topoloveni și asta după ce un urs a făcut ravagii în mai multe gospodării. Animalul, cel mai probabil în căutare de hrană, a ucis doi câini și a distrus mai multe garduri și anexe, după care a dispărut în pădure. Localnicii sunt disperați și nu înțeleg cum a ajuns un animal sălbatic în urbea lor. De aceea le cer autorităților să rezolve cât mai urgent această problemă. Toată noaptea vecinul a lătrat toată noaptea toți câinii pe aici. Și a atacat și la vecini pe aici. Câinele din gospodăria acestei familii nu a avut nicio șansă în fața animalului sălbatic, mai ales că era și legat. Dacă când s-a dat drumul, îi zgornește de la găiești, de dâmbovița, dacă nu se ia măsuri să-i prindă, domne, adică să ne omoare pe noi și noi să protejăm urșii. Între 1 și 1 jumate l-a tras cățelul în continuare. Chiar l-am strigat după ei, hei, ce ai? Și... zic, după 1:30 nu mai am auzit la trătură, că s-a terminat cu totul. Au sunat la poliție, au sunat la primărie, a prezentat și primăria, a venit și viceprimarul cu făcut filmarele dimineață. Asta e. Câinii au lătrat de la toate curțile. Avem câte 1-2 câini care... Dar asta e, s-a întâmplat. Oamenii bănuiesc că animalul a ajuns în zonă de la o distanță de peste 50 de kilometri, în condițiile în care la Topoloveni nu există urși sau lupi. Comunitatea trăiește acum cu o spaimă teribilă. Am luat măsuri în cadrul comitetului nostru pe situații de urgență în dimineața aceasta și am făcut adresele deja către Asociația de Vânătoare și Pescuit Argeș, care este administratorul fondului, și către Asociația Proprietarilor de Păduri, care sunt proprietarii respectivului fond, și totodată am anunțat pe televiziunea pe cablu și populația în vederea parcurgerii cu atenție a diferitelor intervenții pe care le-ar avea sau a deplasărilor care le-ar avea prin pădure, să nu meargă de unii singuri, să meargă în grupuri și să-și facă prezența prin vorbă, prin zgomot, ceva, adică să nu mergi și dormind pe drum. Localnicii din Topoloveni spun că în fiecare seară vor aprinde focuri pentru a ține ursul la distanță și cer autorităților locale și naționale să rezolve de urgență situația. Clipe dramatice pentru un bărbat din Câmpul Lung, acesta a fost la un pas de moarte după ce a căzut pe scara blocului. Amețit bine de aburii lui Bacchus, omul s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit în zona capului. A avut noroc o vecină care a anunțat imediat ambulanța, bărbatul fiind transportat de urgență la spital. Un bărbat din Câmpul Lung a fost la un pas de moarte după ce a căzut pe scările blocului unde locuia. După ce a consumat mai multe pahare de alcool, bărbatul s-a îndreptat către casă. În momentul în care a ajuns în scara blocului, a căzut și s-a lovit la cap. S-a ridicat, a reușit să urce până la etajul 3, dar în urma lui a lăsat o baltă de sânge. O vecină a văzut toată scena și a sunat imediat la 112. Imediat la fața locului a ajuns un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și mai multe echipaje ale pompierilor și polițiștilor. Cadrele medicale i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la Spitalul Municipal din Câmpul Lung. Omul se poate considera norocos și asta pentru că dacă vecina nu ar fi anunțat la timp autoritățile, omul s-ar fi putut stinge. Oamenii legii au deschis în acest caz un dosar de cercetare penală. Mai bine de 3.000 de studenți în anul întâi, programe noi de studiu și ambiții mari. Este o statistică cu care Universitatea din Pitești s-a lăudat la doar o lună de la startul noului an universitar. Lucru, spun cei de la universitate, ce nu s-a mai întâmplat în instituția piteșteană de câțiva ani buni. Universitatea din Pitești a făcut un bilanț la o lună după ce și-a deschis porțile. Potrivit conducerii Universității Piteștene, în anul universitar 2017-2018, situația este destul de bună, atât din punct de vedere organizatoric cât și statistic. Peste 3.000 de tineri regăsindu-se pe băncile primului an de studiu. A fost un real succes din toate punctele de vedere și organizațional. Lumea a fost foarte mulțumită. Am avut numai ecouri pozitive din partea candidaților. Dar și în plan statistic, pentru că pentru Universitatea din Pitești să-l matriculezi peste 3.400 în anul întâi, de la care ai și taxa de matriculare plătită, ceea ce spune că vor fi studenții tăi măcar jumătate de an. Nu s-a mai întâmplat asta de prin 2008. Dacă ar ține Dumnezeu cu noi și ar merge lucrurile tot așa, în 3 ani de zile Universitatea se aduce la peste 15.000 de studenți.
Școala, altfel, a fost un bun prilej pentru sute de liceeni să afle coordonatele unei cariere de succes. Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat Ziua Carierei și un workshop antreprenorial și media. Zeci de tineri din colegiile naționale Ice Brătianu din Pitești și Dinicu Golescu din Câmpul Lung au participat activ la evenimentul Săptămâna Dezvoltării Personale, organizat de Universitatea Piteșteană. Este o tradiție ca în fiecare an Universitatea Constantin Brâncoveanu să creeze cadrul propice pentru discuțiile libere cu tinerii care sunt în pragul de a alege o profesie sau un domeniu de formare. Trebuie să vă gândiți foarte bine la faptul că aveți drepturi de cetățeni europeni și la faptul că sunt nenumărate posibilitățile pe care piața europeană a muncii vi le oferă. Tinerii au fost încântați să participe la un workshop media, au aflat informații despre antreprenoriatul în media, dar au avut și dorința de a-și testa abilitățile de comunicatori. Sunt cel puțin 10 lucruri pe care trebuie să le faci pentru a-ți construi o carieră de succes pe termen lung. 1. Stăpânește foarte bine domeniul în care lucrezi, devin o special, învață... Specialist, învață continuu. 2. Muncește, implică-te și fii perseverent în tot ce faci la locul de muncă. 3. Învață să lucrezi foarte bine în echipă. Succesul echipei este și succesul tău. 4. Fii respectuos cu colegii și șefii tăi, la fel și cu clienții și orice persoană cu care intri în contact. 5. Fii optimist și entuziast față de munca pe care o faci. 6. Evită bârfa de denigrare a celorlalți. Concluzia zilei, pilonii pe care se construiesc carierele de succes sunt pasiunea de a face ce îți dorești, nevoia de contribuție în societate și motivația financiară. A fost meci de infarct între BCMU Pitești și SCMU Craiova. Argeșenii s-au impus până la urmă în prelungiri, scorul final fiind 122-112. BCMU Pitești a debutat mai bine în duel, a fost 26-23 după primele 10 minute și în sfertul 2 Piteștiul a fost peste adversar, 25-19, iar la pauză echipa lui Hristu Șapera conducea liniștitor. În sfertul 3 lucrurile s-au schimbat, 30-19 pentru Craiova, iar oltenii au revenit în duel. În ultimul sfert a fost nebunie, 27-25 pentru BCMU, iar Piteștiul a împins duelul în prelungiri. În timpul suplimentar, BCMU a avut 25-15, iar astfel a fost obținută și victoria. A fost un meci cu adevărat spectaculos, un meci pe care fanii noștri cred că l-au savurat, cu tot ceea ce înseamnă savurat într-un meci de basket, răsturnări de situație, momente foarte importante, schimbări de ritm ale jocului, greșeli, realizări spectaculoase. Într-adevăr, un regal basketbalistic cu de toate și sunt foarte mândru de caracterul pe care l-au arătat jucătorii noștri. Meciul de basket dintre BCMU Pitești și SCMU Craiova a fost unul caritabil. Cei prezenți la sala sporturilor au putut dona pentru Alexia, o micuță diagnosticată cu boală gravă și care are nevoie de 10.000 de euro pentru tratament. Meciul Pitești-Craiova a fost și unul caritabil. Toți cei prezenți la sala sporturilor au avut posibilitatea să doneze pentru micuța Alexia. E un copil care e într-o luptă mult mai importantă decât ce facem noi aici, jocurile noastre de copii de aici. Ea este un copilaș care are nevoie de tot ajutorul. Puținul pe care noi putem să-l facem, îl vom face și sperăm să contribuim ca la sănătatea ei. Sperăm ca ea să se facă bine și să ni se alăture cât mai curând aici în tribună. Alexia are doar 4 ani și este primul copil al familiei Soare. Povestea ei a început în urmă cu un an, atunci când a început să șchioapete. Pe 31 octombrie 2016 a fost pentru prima dată internată. Timp de 2 luni și jumătate, Alexia a fost plimbată de la un spital la altul, fiind tratată cu antibiotice de artrită reumatoidă juvenilă. În data de 17 ianuarie 2017, micuța a ajuns la spitalul Fundeni, unde a fost suspectă de leucemie. După câteva zile de investigații, fetiței i s-a pus pentru prima dată un diagnostic corect, dar unul extrem de crunt, neuroblastom de grad 4 cu metastaze. Costul intervenției este de aproximativ 10.000 de euro, bani de care părinții Alexiei nu dispun. Orice sumă, oricât de mic ar fi, îi poate reda șansa Alexiei la viață. Haideți să o ajutăm împreună!
Iordan Eftimie este extrem de supărat. După remiza anterioară, antrenorul de la FC Argeș a fost din nou contestat. Eftimie anunță că se gândește să renunțe la formație. Iordan Eftimie, antrenorul de la FC Argeș, este extrem de supărat. Eftimie ia în calcul orice situație, asta din cauza faptului că este contestat de o mare parte dintre cei prezenți la jocuri. Vorbind de rezultate, Eftimie nu este nici pe plus, nici pe minus, echipa fiind campioana remizelor în Liga a doua. Undeva că m-am săturat, vă spun sincer, pentru că eu știu să fii luat așa din etapa întâi, să fii înjurat în tribună de familie, de copii, de tot. Pentru ce? Iar nu vreau să fiu, v-am mai spus-o, nu sunt dușmanul nimănui, n-am venit aici pentru, eu știu, pentru ce am venit. Am venit să ajut cât pot să ajut și cât mă pricep eu, nu? Deci chiar vreau să am o discuție cu conducerea, să nu creadă nimeni că eu țin, domnule, cu dinții de scaunul ăsta de antrenor, clar. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 1.